Bisericean One un lovitur devastatoare pentru Klaus Iohannis. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a explicat ce prin modificările preconizate la legile siguraniei naționale trebuie limitate atribuiile președintelui. I-a dat ca exemplu mandatele lui Traian Băsescu, situaie care ar fi condus la abuzuri ale DNAI SRI. În momentul de fapt nu putem să discutăm despre un proiect legat de modificarea legilor securit, ci pentru ceea ce s-a hotărât în momentul de fapt este crearea Comisiei Comune de Elaborare a Modificărilor pe Legile Securit. Este evident ce legile securit naționale sunt de subliniereite, ele fiind elaborate la începutul anilor 90. S-au produs o serie de modificări de securitate. Trebuie să adaptăm aceste legi la realitățile cu care ne confruntăm, la pericolele hibride, la problemele legate de atacurile cibernetice. Sublinierei de aceea cred că era timpul să pornim să facem aceste modificări acum. Ce aceste modificări vor afecta într-un fel rolul unora dintre instituțiile statului, vom vedea. Ceea ce este foarte important, sigur, problema legată de securitatea națională nu este o problemă care se țin de o singură instituție, trebuie o colaborare între instituții, trebuie să existe, dacă vreți, în arhitectura instituțională, sublinierei constituțională, respectul pentru ceea ce numim controlul, sublinierei echilibrul reciproc al puterilor. Dar eu am pledat de foarte mult vreme pentru a considera organizarea sublinierei arhitectura constituțională a României cât mai aproape de ceea ce definim ca republic parlamentar, a afirmat Tăriceanu, la Palatul Parlamentului. El a adus ca argument acest lucru ar fi necesar, în condițiile în care în perioada cât a fost presubliniere dinte Traian Băsescu a luat amploare fenomenul existenței multiplelor protocoale încheiate între SRI sublinierei alte instituții din sistemul juridic. În perioada presubliniere dintelui Băsescu prea multe puteri au fost acumulate în mâna unui singur om, sublinierei am văzut care au fost derapajele, sublinierei excesele de putere grave care s-au produs în acea perioadă, pentru care presubliniere dintele poartă o responsabilitate imensă. Ceea ce vedem astăzi, protocoale între instituțiile statului, procuratură, servicii de informații care au funcționat în anii trecuți, sunt consecința acestui mod de a vedea exercițiul puterii, sublinierei cred ce, a subliniere acum toate celelalte țări în Europa, se bazează pe un model care este cel al republicii parlamentare, în care există un singur executiv, sublinierei nu două centre de putere executiv, trebuie să ne gândim, sublinierei noi sigur ce Constituția noastră introduce o serie de elemente suplimentare care dau sublinierei presubliniere dintelui atribuții largi, dar vreau ca prin ceea ce facem în continuare să ne gândim, sublinierei să învățăm ceva din experiența nefericit petrecut în cele două mandate ale presublinierei dintelui Băsescu, sublinierei să găsim posibilitățile de echilibru între puterile statului, a completat sublinierea ful senatului.